Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 4 iulie, ești unul dintre cei mai de succes reprezentanței acestui semn zodiacal. Conservatorismul și practicitatea coexistă cu ambiția și dorința de a lucra de două ori mai multe decât alții. Știi exact ce vrei și ai o strategie atent planificată pentru a obține ceea ce dorești nu poți să te limitezi la obiectivele personale, ești implicată cu ușurință în eforturi comune, contribuind la ceva semnificativ pentru echipa ta sau pentru întreaga societate. Te simți cel mai confortabil în rolul reprezentantului unui anumit grup, în care ești mândră de statutul de membru. Grupul poate fi înțeles ca o familie, o organizație politică sau publică, orice formă de asociații regionale rasială și de altă natură. Tu nu uiți niciodată rădăcinile tale și le prețuiești. Din acest motiv, nu poți fi mulțumită de rezultatele muncii tale, dacă ar fi țintită spre obiective personale, ci cu toate forțele te străduiești să contribui la o cauză comună. Aceasta nu înseamnă că nu-ți place să lucrezi singură sau să stai în singurătate. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC semnul zodiacal rac este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, dragoste pentru familie, prudență, mister, scrupulozitate în materie de bani. Tu ești o persoană care își trăiește fantezile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele, cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică. Din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzoală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită n ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, Reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor, căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este luna, luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare. Pentru scriitori și bucătari, planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și natura ta blândă. Ești o persoană non-standard cu o soartă fericită. Ai un nivel ridicat de autosuficiență și, în același timp, te simți excelent în orice echipă. Ești puțin prea perfecționistă și îți place ca rezultatele lucrării tale să fie aproape de perfecțiune. Aceasta este evident o consecință a unui sentiment sporită de datorie, care se manifestă în tot, în muncă, în familie, în relațiile cu prietenii. Te caracterizezi printr-un patriotism puternic și constructiv, care nu-ți permite să rămâi în afara vieții publice. În privat, ești sensibilă la necazurile altora și întotdeauna încerci să oferi asistență eficientă. Perioade lungi de izolare pot fi necesare pentru a dezvolta noi proiecte sau pentru a te gândi la un plan de acțiune, însă toate acestea se află în cadrul activităților sociale la scară largă. Este caracteristic faptul că vocația publică se găsește în tine în vârstă matură, după ce ai trecut cea de-a 40-a aniversare, începi să lupți pentru conducere într-un grup sau altul sau, invers, să te dedici unui loc special atât în primul caz cât și în celălalt, îți demonstrez cum îngrie originea socială. Un rol important în viața ta este jucată de întâlnirile de familie, periodic recurente. Apropo, patriotismul tău nu este deloc manifestat în mod orb după sloganul Țara mea este rasă o bună, dar mai des exprimată în dorința de a îmbunătăți viața națiunii, de a oferi o construcție critică extrem de rar poți rămâne departe de politică. Natura ta sensibilă este capabilă să surprindă chiar și gândurile și experiențele secrete ale altora. Dar, spre deosebire de compasiunea inactivă, tu oferi mereu ajutor concret, înțelegând în mod obiectiv situația dificilă actuală. Cu toate acestea, poți fi o fire extravagantă, a cărei originalitate poate fi înțeleasă numai de cei care sunt familiarizați cu tine destul de aproape. De regulă, te dovedești a fi mult mai simplă și mai ușor de înțeles decât ai părea. Acest lucru se explică prin faptul că suprimi în tine contradicțiile emoționale care complică posibilitatea unei influențe efective asupra lumii din jur. Dar dacă dorești cu adevărat să influențezi, și la cel mai înalt nivel, tu ar trebui să explorezi și să dezvolți rădăcinile psihologice interioare. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, precaută, deschisă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau din potrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 4 iulie soarta ta? Ești o persoană unică care are o viziune globală originală și aproape întotdeauna ai o soarte fericită și bună. Tu împletești minunat puterea ta și miezul inimii, care uneori se limitează la sentimentalitate. O caracteristică distinctivă a ta este capacitatea de a te simți confortabil în orice echipă, tocmai datorită faptului că găsești cu ușurință un limbaj comun cu alții. Prin urmare, în întotdeauna și peste tot ești acceptată cu bucurie. În același timp, trebuie să te simți ca partea acestei sau acelei comunități, realizând conexiunea spirituală cu ceilalți reprezentanței acesteia. O astfel de comunitate poate fi o organizație publică sau politică, unele dintre asociațiile regionale, însă familia este deosebită de importantă pentru tine. În general, familia pentru tine este cea mai importantă valoare de viață. Tot ceea ce este legată de tradițiile familiale nu este numai stocat, ci și respectat cu o anumită frică. Întotdeauna amintirea originii tale, va fi conectată cu familia ta până la sfârșitul vieții. În comparație cu alții reprezentanței semnului Irak, te distingi prin noblețe și un sentiment de datorie. Având o poziție clară și respectând orientările politice stabilite pentru tine însăți, de regulă, pui interesele țării tale de origine și a familiei, după cum am spus deja, deasupra propriilor tale interese. Ești foarte bună cu oamenii? Nu ești în stare să treci pe lângă cei care au nevoie de ajutorul tău și de sprijinul tău și, oricât de dificilă este situația, ești capabilă să acționezi cât mai eficient și mai constructiv posibil. Datorită faptului că te afli sub influența constelației Racului, acest semn zodiacal îți oferă calități de conducere adevărate care sunt vitale pentru tine. Este foarte important să obții o poziție înaltă în societate și în cele mai multe cazuri, reușești în acest lucru, deoarece știi exact ceea ce este necesar pentru a atinge binele comun și poți organiza munca eficientă a unui grup mare de oameni. Activitățile sociale furtunoase, cu toate acestea, nu interferează cu tine, uneori te retragi pentru a lucra singură. Astfel de perioade sunt deseori necesare pentru a dezvolta un nou proiect social sau pentru a te gândi cu atenție la un plan pentru viitoarele acțiuni la scară largă. Trebuie remarcat faptul că dorința de putere și de recunoaștere publică apare numai după ce acumulezi o anumită experiență de viață și acest lucru se întâmplă, de regulă, după 40 de ani. După ce ai obținut puterea, nu o vei folosi niciodată pentru câștig personal. Doar pentru binele societății și în mod exclusiv pentru atingerea obiectivelor globale, este necesar să recunosc că activitatea ta în această direcție este întotdeauna impecabilă, deoarece ești un individ foarte responsabil și muncitor. Calitățile de conducere te pot face arogantă. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, ești pasională și romantică. Te străduiești pentru fiabilitatea unei uniuni permanente, dar intelectul tău necesită o înțelegere și un mod mai neconvențional de viață. Racul este singurul semn care poate, într-un fel sau altul, să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și păștii, cu anumite compromisuri. Există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Te caracterizezi printr-o dorință de succes în carieră care apare la vârsta adultă. Politica Afacerea la scară mare, acesta este cel mai bun domeniu de activitate pentru tine. Poți fi la fel de bine cercetător și educator talentat, ești dedicată muncii tale, dar nu străină de lupta pentru conducere în echipa ta, și aproape în întotdeauna mergi la succes, pentru tine statutul social devine vital, poți avea toate calitățile pentru a fi un psihiatru sau clarvăzător? Dar acest lucru apare doar pe astrogramata, sănătate și boli, nu trebuie să te epuizezi cu proiecte complexe. Desigur, simțindu-te purtător de cuvânt pentru interesele unui anumit grup social, te dedici în întregime preocupărilor tale, neglijând propria ta sănătate, îți poți sacrifica sănătatea mentală și fizică pentru interesele echipe tale, nu purta boala pe picioare? chiar dacă trebuie să părăsești temporar echipa. Periculoase pentru tine sunt intoxicațiile alimentare și ar trebui să fii mai ales atentă cu fructele de mare. De copil ai fost predispusă la infecțiile comune copilăriei, iar ca adult ești predispusă la răceli. Trebuie să faci un efort să-ți îndrepti dieta, îmbogățind-o cu legume proaspete și fructe, precum și cu boabe. Dacă vorbim despre exerciții fizice, este mai bine să le transformi într-o regulă și să nu le faci din când în când. Participarea la sporturile de echipă poate fi un angajament de a câștiga forță și moralitate. Destinul și norocul, universul a hotărât să fii harnică, energică și să ai răbdare. Ursitoarele ți-au hărăzit multe talente, dar vor exista multe obstacole în viața ta pe calea bunăstării. Dacă ești capabilă să reziști la probleme cu persistență, să-ți păstrezi puritatea sufletului tău, vei depăși toate dificultățile și, după ce îți vei fi îndeplinită datoriile karmice, vei reuși, dar după 30 de ani, viața ta va fi ca un bazm. Vei putea să obții o poziție înaltă în viață, având tot ceea ce vrei, de vreme ce însuși cerul te-a înzestrat cu energia bunăstării și armonii în toate sferele vieții. Sfaturi pentru tine Nu ar trebui să-ți stabilești nivele prea înalte în viață, oricât de mult ai dori. Persistența în lupta pentru ascendență va duce la succes, dar poți plăti cu sănătatea, relațiile cu familia și colegii. Realismul și autocritica, acestea te vor salva de necazuri. În plus ai nevoie de o dietă rezonabilă, un echilibru corect între muncă și odihnă. Ferește-te de șovinism atunci când este vorba de prezentarea grupului din care faci parte în societate sau în lume întreagă. Încearcă să-ți păstrezi obiectivitatea și spiritul critic în acest sens. Amintește-ți că ești liberă ca individ și ca o datorie față de tine însăți. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce te oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine? Nu numai darul este important, ci și cum este prezentat, cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald, în ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil, apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casata este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, fășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos, toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablăuri, rame, antichități, Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic, de exemplu un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefant de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acvamarim sau turcoaz sunt un cadou minunat lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să îl evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.